În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Hristos a înviat. Amin. Порезка формат. Мы режем 315 на 450. После всего. Dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, îndurerate familie, trăim învierea Domnului într-o atmosferă de speranță, de bucurie, dar această zi ne-a adus împreună într-un moment în care un confrate de-al nostru a fost chemat la Domnul. Dar, întrucât totul este în planul lui Dumnezeu, sperăm că Părintele Toma are parte acum de Paștele Veșnic, fiind alături de Învingătorul Morții, de Hristos Iisus. Ne facem datoria de a ne ruga pentru El și de a oferi astăzi Sfânta Liturghie pentru odihna sufletului Său, pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru darul preoției, pentru slujirea pe care a desfășurat-o aici, în dieceza de Iași, pentru tot binele pe care le-a semănat în parohiile unde a fost chemat să-și exercite misiunea de păstor. Ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de el și să-l rânduiască alături de toți cei care l-au urmat pe melul învingător al morții. Părintele Toma Redu s-a născut la 20 ianuarie 1953 la Iucani, Iași. A absolvit școala generală de 8 clase în anul 1968 la Iucani, școala de cantori în anul 1973 la Iași și Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași în anul 1979. A fost sfințit preot la 29 iunie 1979 la Iași de episcopul Iacob Antal. În cei aproape 44 de ani de preoție, a slujit ca vicar parohial la Târgu Trotuș între anii 1979 și 1981, apoi ca paroh la Florești, timp de 5 ani până în anul 1986. În același an a fost numit paroh la Botoșani, unde a activat 20 de ani, până în anul 2006, atunci când a fost transferat la parohia Gura Cumorului, pe care a păstorit-o până la 31 august 2010. Ultima parohie în care a slujit ca paroh a fost cea din Onești, Sfinții Petru și Paul, începându-și misiunea la 1 septembrie 2010. În același an a fost ales și numit și decan de Trotuș. La 31 august 2018 a ieșit la pensie, locuind mai întâi la Casa pentru Preoți de la Bârnova, Iași, apoi din anul 2022 la Căminul pentru Vârstnici de la Ghereiești. A trecut la cele veșnice la Spitalul din Roma la 5 aprilie 2023. A fost un preot jovial care și-a iubit preoția și a încercat să-i slujească cât mai bine pe cei încredințați grijii sale pastorale. Domnul să-l răsplătească pentru toată slujirea preoțească și să-l primească în ceata fericiților din ceruri. Rege lui pentru care toate trăiesc, Rege lui pentru
ce mare Dumnezeu este Domnul și mare împărat peste toți săriii. În mâna Lui sunt adâncurile pământului și ale Lui sunt înălțimile munților. A Lui este marea căci El a făcut-o și mâinile Lui au plăsmuit cu scaua dur. Plecăm în fața Lui și să încerunchem înaintea Domnului Creatorul nostru, căci El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care El îl păstorește, turma pe care mâna Lui o călăuzește. Iisuse, Harnic Împărat, tu
Duhul suferinței, scapă-ne, Doamne, sufletul. Spuneam în toiul vieții mele, sunt nevoit să merg la porțile locuinței morților. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca sufletul slujitorului Tău, preot Toma, pe care l-ai împodobit cu misiunea sacră pe când era în această lume, să se bucure purul de gloria lăcașurilor cerești, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Apocalipsul Sfântului Ioan. Eu, Ioan, am văzut un cer nou și un pământ nou, căci cerul dintâi și pământul cel dintâi au dispărut, iar marea nu mai este. Și am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, noul Ierusalim, cetatea sfântă,
împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. Și am auzit dinspre tronul divin un glas puternic ce zicea: iată, locuința lui Dumnezeu este între oameni. El va locui împreună cu ei, iar ei vor fi poporul lui. Și însuși Dumnezeu va fi cu ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Nu va mai fi moarte, nici plâns, nici strigăt, nici durere, căci lumea cea dintâi a dispărut. Atunci, cel care șa de pe tron a spus: iată, toate le fac noi. Celui ce însetează îi voi da gratuit să bea din izvorul vieții. Cel care va birui va primi această moștenire. Eu îi voi fi lui Dumnezeu, iar El îmi va fi mie fiu. Cuvântul Domnului. Lipsă de nimic. El mă paște pe pășuni verzi, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Drepte de dragul numelui său, chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Masă pentru mine în fața dușmanilor mei, îmi ungi capul cu unt de lemn și paharul meu e plin de sere varsă. Îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.
Dacă am murit împreună cu Hristos, împreună vom și învia. Dacă vom suferi împreună, împreună vom și domni. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Când a ajuns Iisus în Betania, l-a găsit pe Lazar de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, la mai puțin de 3 kilometri, mulți iudei veniseră la Marta și la Maria ca să le aline pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit în întâmpinare, în timp ce Maria a rămas în casă. Marta i-a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Dar știu că și acum Dumnezeu îți va da tot ce îi vei cere. Iisus i-a răspuns: fratele tău va învia. I-a spus Marta: știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta? I-a răspuns: da, Doamne, eu cred că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care ai venit în lume. Cuvântul Domnului. Înalt preasfințite Aurel, preasfințite Petru, dragi colegi, preoți ai părintelui Toma, ucenici părinți concelebranți, îndurerată familie, iubiți credincioși, Hristos a înviat! Suntem în a treia zi a Sfintelor Paști. Paștele este sărbătoarea bucuriei, sărbătoarea vieții, sărbătoarea speranței. Acum, în fața ochilor noștri, ni se prezintă moartea, privind sicriul în care se află trupul lipsit de viață al părintelui Toma Rediu. E greu să căutăm și să găsim cuvinte potrivite care să ne aducă consolare și speranță. Sigur, adevărul învierii devine
o sursă de speranță și confort pentru noi, cei rămași în viață, în urma plecării dintre noi la Tatăl, a confratelui nostru, preotul lui Hristos, Toma Rediu. Scriptura ne învață că învierea este o realitate, iar învățătura noastră se bazează pe învierea lui Iisus Hristos din morți. Prin învierea sa, Hristos a învins definitiv moartea și a deschis larg porțile vieții veșnice pentru toți cei care cred în El. Învierea este dovada că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care a venit să salveze lumea de păcat și de moarte. Când ne gândim la înviere, trebuie să ne amintim că Hristos a înviat nu numai pentru a-și arăta puterea sa dumnezeiască și autoritatea sa divină, ci și pentru a ne aduce nouă speranță. Prin învierea sa, El ne-a arătat că putem avea încredere în promisiunile sale și că putem avea încredere că și noi vom învia, și noi vom învia atunci când va hotărâ El. Adevărul învierii ne oferă consolare în momentele de durere și de suferință. Ne amintește că nu se termină totul cu moartea, că moartea nu este decât începutul unei vieți noi și mai bune alături de Dumnezeu. Dar nu pentru tot, ci numai pentru toți cei care au crezut în Dumnezeu, au sperat în Dumnezeu și L-au iubit pe Dumnezeu. Prin învierea sa din morți, Iisus Hristos ne-a arătat că există o speranță care poate depăși orice durere sau suferință pe care o putem experimenta pe acest pământ. E adevărat că în momentul pierderii unei persoane dragi poate fi dificil să ne gândim la lucruri frumoase și pozitive. Dar adevărul învierii ne ajută să privim dincolo de durere și să vedem lucruri mai mari și mai importante. Ne ajută să vedem că viața aceasta pământească nu este totul, și că există o lume mai mare, mai puternică și mai frumoasă care ne așteaptă. Iată de ce să avem convingerea că Părintele Toma, chiar dacă a murit, El trăiește. A înviat la viața veșnică, viață în care El a crezut, pe care a predicat-o de atâtea ori în viața sa preoțească, și pe care a început-o deja aici, pe pământ, trăind Evanghelia. Să ne amintim ce i-a spus Hristos Martei și ce ne spune nouă și nouă celor de astăzi și va spune mereu omenirii: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă moare, va trăi. Și tot cel care trăiește și crede în Mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta? O întreabă Iisus pe Marta. Mă întreabă pe mine care predic acum. Ne întreabă pe noi episcopii, preoții, pe dumneavoastră toți. Crezi tu aceasta? Că poate trecem repede, ușor, peste aceste cuvinte care sunt așa de importante și încurajatoare pentru viața noastră aici pe pământ.
Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Să ne consolăm așadar la gândul că Părintele Toma nu a murit definitiv, ci doar a plecat într-un loc mai bun, unde, cum am auzit în prima lectură de astăzi, nu mai există durere, suferință și moarte. Așa ne spune Sfântul Ioan în cartea Apocalipsului. Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii noștri, iar moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici plâns, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Să ne amintim că învierea este adevărul comun nouă tuturor, adevărul care ne oferă speranță și pace în timpul momentelor grele ale vieții pe acest pământ, cum este și cel de față. Într-un sat catolic a trăit un preot cu numele Alexandru, un preot cu inimă mare, dedicat, cu pasiune, îngrijirii sufletelor încredințate. A dus o viață simplă și modestă, dar la urmă, ca tot omul muritor, în urma unei boli incurabile, a trecut la cele veșnice. La finalul slujbei de înmormântare, o femeie din comunitate a luat cuvântul și a spus între altele: îmi amintesc cum într-un an de Paște Părintele Alexandru a vorbit așa de frumos despre înviere. A scos în evidență faptul că învierea lui Iisus este garanția învierii noastre, că viața nu se termină odată cu moartea fizică, ci continuă într-un fel care depășește puterea de înțelegere a minții omenești. A mai subliniat și faptul că învierea lui Iisus este o promisiune a unei vieți veșnice și pline de bucurie în împărăția cerurilor. Dar, a continuat ea, după acea slujbă frumoasă de Paște, s-a întâmplat o mare nenorocire pentru mine și familia mea. Fiica mea Irina, de 19 ani, a fost lovită mortal de o mașină în trafic. Credeam că înnebunesc de durere. În zilele care au urmat, Părintele Alexandru ne-a fost alături, încurajându-ne să credem cu tărie în învierea lui Iisus Hristos, pentru a trece mai ușor peste această durere fără margini. El ne-a spus că Irina va fi întâmpinată de Hristos în împărăția cerurilor și că va fi într-un loc de fericire și binecuvântat. Să avem încredere și să ne rugăm pentru odihna veșnică a sufletului ei. Îți mulțumesc, Părinte Alexandru, pentru încurajarea pe care ne-ai dat-o, a concluzionat femeia. Iubiți credincioși, credința noastră în înviere ne poate ajuta să trecem prin cele mai dificile momente ale vieții noastre pământești, să depășim durerea și suferința. Și Părintele Alexandru, din exemplul dat, a fost un exemplu pentru comunitatea sa, prin modul în care el a știut să-și trăiască preoția cu pasiune și dedicare, iar încrederea sa în înviere
a fost un exemplu luminos pentru toți cei care l-au cunoscut. Astăzi, când înconjurăm sicriul cu trupul neînsuplețit al confratelui nostru, Toma, vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și lucrările minunate și frumoase pe care le-am făptuit prin el în viața sa pământească, iar pentru lipsurile, păcatele și greșelile vieții sale, îl rugăm pe Dumnezeu să-l ierte și să-i dea odihna și pacea veșnică, dar să avem convingerea că prin înviere și trăindu-ne frumos viața noastră de credință aici pe pământ, îl vom revedea pe confratele nostru Toma într-o zi în locul de odihnă și de fericire veșnică. Amin. Odihna veșnică dă-i-o lui Doamne. Să se odihnească în pace. Fraților prea iubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care a înviat cu adevărat, pentru a-i dărui lumii o viață nouă. Ne rugăm într-un mod special ca să dăruiască această viață nouă și veșnică răposatului preot Toma. Doamne Iisuse Hristoase, învingător al păcatului și al morții, dăruiește-i bisericii tale pacea și bucuria Sfintelor Paști. Dă-le tuturor popoarelor harul să cunoască vestea cea bună a învierii tale. Arată lumii că viitorul îți aparține. Dăruiește-le celor zbuciumați liniștea prin credința în învierea ta. Ocrotește-i pe toți aceia pentru care suntem datori a ne ruga. Fă ca cei răposați să învie glorios prin tine. Ajută-ne să trăim realitatea învierii prin puterea credinței și a sfintelor taine. Fă-l părtaș pe răposatul preot Toma de bucuria Sfintelor Paști în împărăția luminii veșnice. Dumnezeule atotputernic, Tu ai făcut din toți cei care s-au renăscut prin botez un neam preoțesc și regesc. Dă-ne bunăvoință și putere ca să îndeplinim poruncile Tale și fă ca tot poporul pe care l-ai chemat la viața veșnică să fie neclintit în credință și să rugincios în fapte bune. Prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Yes.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Dumnezeule Atotputernic, ca slujitorul tău, preotul Toma, să contemple purul cu privire limpede tainele pe care le-a celebrat cu credință în această lume, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Dumnezeu. Sugus inimile. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp sfânt în care a fost jertfit mielul Pascal Hristos, Domnul nostru. El este cu adevărat mielul care a luat asupra sa păcatele lumii, care prin moartea sa a distrus moartea noastră, iar prin învierea sa ne-a făcut părtași ai vieții dumnezeiești. De aceea, omenirea întreagă mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie, împreună cu puterile cele și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuplețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru că de la răsăritul soarelui până la apus, să-i se aducă numelui Tău jertfă curată.
De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că Cel, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. De mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu fericiția cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiești să întărim credință și dragoste Biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa Noto Francisc, cu Arhiepiscopul Aurel, care prezidează această sfântă liturghie. Episcopul nostru Iosif, Episcopul Auxiliar Petru și cu toți episcopii, cu întregul pler și poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău, ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care le-ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți spre Tine. Adu-ți aminte de slujitorul Tău preot, Toma, pe care l-a chemat la Tine din această lume. Îngăduie ca, după cum prin botez a fost unit cu Fiul Tău într-o moarte,
la fel să devină părtași de învierea Lui. În ziua în care îi va ridica pe cei morți din pământ și va face trupul smereniei noastre asemenea cu trupul strălucirii sale. Adu-ți aminte și de frații noștri răposați și de toți drepții care au trecut din această lume și primește cu bunătate în împărăția ta cerească, unde ne nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi împreună cu ei de mărirea ta, atunci când vei șterge toată lacrima din ochii noștri, căci văzându-te pe tine, Dumnezeul nostru, așa precum ești, vom fi pe veci asemenea ție și te vom lăuda fără încetare. Prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl sa dumnezească, îndrăznim să le rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururi, liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ne-ai zis apostolilor, pace de la zbor, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește-i dărâi pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Thank you.
Iată Mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Dați-mi numai și cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Și Sfântul Hristos să ne lasă Domnul viață cea veșnică. Amin. Thank you.
tot ce vă doare și numai eu pot să vă ajut în lupta grea a vieții voastre. Eu singur pot să vă fiu scut și rana grea a neputinței o pot ușor. Și-și aduce aminte de
iubire profeta celui prea înalt, vei chema, căci vei merge înaintea Domnului să pregătești căile sale. Acum reprezentanți ai parohiilor unde Părintele a lucrat, la Botoșani, Gura Umorului și Onești, și apoi Părintele nepot al Părintele Toma, Părintele Marcelin. Preasfințiile voastre, Sfințiile voastre, părinți concelebranți, îndurerată familie, iubiți credincioși, Hristos a înviat. Astăzi ne luăm rămas bun pentru lumea aceasta de la Părintele Toma, fiindu-i profund recunoscător lui Dumnezeu pentru darul Sfintei sale preoții, mulțumindu-i pentru cei 20 de ani de slujire pe care Părintele i-a oferit comunității noastre parohiale din Botoșani și Dorohoi. Unii ar putea spune că slujirea Părintelui în comunitatea noastră a fost pentru o perioadă îndelungată și pe drept cuvânt ar putea avea dreptate. Noi, comunitatea catolică din Botoșani, precum și comunitatea filială din Dorohoi, nu știm să apreciem timpul. Însă putem spune că în Părintele Toma am primit de la Dumnezeu un dar, un păstor care s-a străduit să ne învețe tot ce este mai important și mai frumos pe pământ. Să-L iubim și să-L slujim pe Dumnezeu, să o cinstim pe Preacurata Fecioară Maria, să iubim Sfânta Liturghie, toate sacramentele Bisericii, mai ales Preasfânta Euharistie, și să practicăm cu evlavie toate devoțiunile credinței noastre catolice. Păstrăm cu prețuire în inim și în minte toate amintirile frumoase, toate sfaturile bune oferite de Părintele și îl rugăm pe Domnul Iisus Hristos, Păstorul cel Bun, să-L mângâie și să-L răsplătească pe Părintele Toma cu răsplata slujitorilor credincioși. Dacă i-am greșit cu ceva Părintelui, și poate nu am avut ocazia sau curajul să ne cerem iertare cât timp a fost în viață, acum îl rugăm să ne ierte și îl asigurăm că și noi l-am iertat,
dacă din slăbiciune omenească sau din orice alt motiv ar fi putut greși cuiva dintre noi. Odihna cea veșnică dăiului, Doamne! Să se odihnească în pace. Amin. Comunitatea Romano-Catolică din Botoșani și Dorohoi. Vin din parohia Gura Humorului. Primește, Părinte, gândurile noastre ca un ecou și răspuns ce vine prea târziu al locului pustiu ce l-ai lăsat plecând printre stele. Va mai veni o primăvară lungă și capricioasă și multe alte primăveri vor mai veni, însă nici când acest aprilie nu va ști cum de-a putut Părintele de la noi să plece. Îți promitem, Părinte, că nu vom pierde nicio întâlnire prin ceturile care vei veni, prin calea dinspre infinit, să ne spui ceva, să ne dai discret o știre. Primește, Părinte, rândurile noastre și iartă-ne, dacă încă nu-i prea târziu, și caută-ne un loc ca să-l găsim, când voi veni la tine printre stele. Odihnă veșnică dă-i, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să-i strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Preasfințiile voastre, dragi credincioși, prin aceste cuvinte simple și pornite din inimă, aș vrea să dau glas credincioșilor din Onești, de care Părintele Toma s-a îngrijit aproape 9 ani de zile. Știm că nu este ușor să fii preot în zilele noastre, din cauza transformărilor din societatea noastră și din parohiile noastre. Cu toate acestea, Părintele Toma, înfruntând greutățile vieții și ale provocărilor, a slujit cu statornicie și devotament comunitatea noastră parohială. A reușit să împrejmuiască un gard nou, curtea bisericii, și să facă izolație termică în podul bisericii. A muncit în tăcere și de multe ori în uitare, fără să aștepte laude și aprecieri din partea oamenilor. Nu vorbea de sine, nici nu se exterioriza, dar eram convinși că toate le face spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea sufletelor noastre. Prin prezența noastră vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru slujirea din parohia noastră și totodată să ne arătăm recunoștința față de Cel care ne-a fost paroh și păstor. În acest sens, comunitatea noastră parohială a făcut mici oferte în vederea celebrării a două gregoriene pentru odihna sufletului său. Sperăm ca prin toate acestea Dumnezeu să se milostivească de slujitorul său credincios și de acolo, din casa Tatălui, să se roage și pentru noi. La revedere, Părinte Toma, și așteptați-ne și pe noi, căci suntem în drum spre același Tată Ceresc. Dumnezeu să-L odihnească în pace. Părinte Toma, noi cei din parohia Florești, prima parohie la care ne-ați fost alături, îți mulțumim pentru ceea ce ne-ai oferit în acei 5 ani, chiar dacă au fost scurți, dar foarte rodnici. Noi, comunitatea din Florești, îți mulțumim pentru ceea ce ne-ai oferit și pentru ceea ce
pentru sprijinul pe care mi l-ați dat. Odihna cea veșnică, dă-i lui Doamne, să se odihnească în pace. Am să fiu foarte scurt. Vreau doar să mulțumesc din partea familiei pentru prezența voastră tuturor în acest moment dureros pentru noi toți. Mulțumesc episcopilor pentru prezența lor, tuturor preoților, credincioșilor din Iugan și celor care sunt veniți din parohiile unde Părintele Toma a slujit. Hristos a înviat! Dacă tot fost reprezentanții de mai multe parohii, de partea parohiei Iugani. Un cuvânt de bucurie că Părintele s-a întors acasă, a voit să fie înmormântat în cimitirul din Iugani, satul natal, și o promisiune și o asigurare că credincioșii din Iugani nu-l vor uita, îl vor pomeni mereu, așa cum ne gândim cu cât mai mulți preoți într-un cimitir, cu atât cimitirul dobândește o valoare spirituală, o putere. Și care cum dorește să vină, ne arată nouă că au această încredere că credincioșii din Iugani nu îi vor uita pe preoții mormântați în cimitir. Face vor vorbi preasfințiții, dar deocamdată eu închei prin a vorbi despre procesiune spre cimitir. O merge așa cum ne-am organizat. Preoții se ruga să meargă câte patru și după încheierea ceremoniei de înmormântare veți primi pachet toți de la mic la mare și cei veniți din altă parte și cei din Iugani, iar preoții și persoanele consacrate sunt așteptate la casa parohială pentru praznic. Iubiți credincioși, încerc să vorbesc în numele episcopilor, a preasfințitului Iosif, a preasfințitului Petru, dar și a colegilor care suntem aici în altar. Suntem aici toți cei care suntem îmbrăcați în violet, colegi cu părintele, cu Părintele Marcelin, care este nepotul și care a vorbit mai înainte, Părintele Provincial, care este aici, Părintele Cristian Grăsanu, căruia trebuie să-i mulțumim că a avut grijă deosebită de Părintele în ultimele luni și să mulțumesc și surorilor de la Căminul din Ghelești, Căminul pentru persoane vârstnice, unde Părintele a beneficiat de o grijire deosebită și de unde, sigur, Dumnezeu l-a chemat. Dumnezeu să vă răsplătească, Părinte Cristian și dragi surori, pentru jertfa făcută. Părintele a plecat din această lume în ajunul instituirii preoției. Era miercuri, în ajunul Joii Sfinte. Și mă gândeam că în ziua hirotonirii a primit o ungere sfântă, Sfânta Preoție, cu care a slujit cu atâta zel în atâtea parohii. Mânți sfințite care au ținut trupul și sângele lui Hristos, mânți sfințite care au dezlegat atâția oameni și prin aceste mâini a coborât pacea și iertarea lui Dumnezeu în atâtea suflete și apoi atâtea lucruri frumoase pe care un preot le poate face și care cu siguranță că sunt înscrise în Cartea Vieții. Este al 11-lea confrate al nostru care ne părăsește. Suntem aici în altar și ne gândim totdeauna la bucuria pe care am avut-o totdeauna împreună, când ne întâlneam și Părintele era foarte jovial, era plăcut în a discuta și a petrece un timp liber împreună. L-am vizitat de multe ori și când era la Botoșani și la Onești și la Gura Humorului și apoi la întâlnirile noastre anuale, era totdeauna prezent.
ne va lipsi de acum, dar știm că vom avea unul care ne însoțește în plus din cer, 11 sunt deja sus la Domnul și vrem ca amintirea Lui să nu rămână doar pentru astăzi, să rămână totdeauna o amintire plăcută. Mulțumesc familiei care, sigur, l-a însoțit pe părintele și pentru jertfa făcută de familie, de părinții părintelui Toma, care l-au dăruit bisericii. O bucurie pentru frați, surori, pentru nepoți și vă asigurăm de rugăciunea noastră permanentă pentru odihna sufletului reposat de Ot Toma. Aici, în altar, îmi lipsește un coleg care m-a rugat să-i transmit mesajul. Este părintele Paul Balin, care se află la Bad Deutsch Altenburg, localitatea de unde provine fericitul Anton Dulcovici. Cu siguranță mă ascultă, pentru că a spus că va fi în legătură cu noi prin Facebook. Și m-a rugat ca să transmit mesajul său. Regret că nu pot fi împreună cu voi la mormântarea colegului drag și ospitalier Toma Hediu, dar în timpul ceremoniei funebre mă voi ruga împreună cu voi în capela episcopului martir fericitul Anton Dulcovici din Bad Deutsch Altenburg, cu o inimă îndurerată, însă plină de speranță în înviere. Cerule, dorul meu, sunt călător, părintele Paul Balint. Odihna cea veșnică dorului Doamne, să se odihnească în pace. Amin. Fraților, ne îndeplinim acum datoria creștinească de a-i mormânta pe cei morți. Ne rugăm stăruitor pe Dumnezeu, pentru care toate trăiesc, ca pe fratele nostru Toma, pe care îl înmormântăm, să-l învie glorios cu puterea sa în ziua de apoi și să-l așeze în rând cu sfinții și aleșii săi. Ne mai rugăm ca la judecată să fie îngăduitor cu El, pentru că a răscumpărat din moarte, iertat de păcate, împăcat cu Tatăl și purtat pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi împlica.
Invocăm cu stăruință, Doamne, mila Ta, pentru slujitorul Tău, preot Toma, care a lucrat cu stăruință pentru răspândirea credinței, ca să primească răsplata cuvenită în împărăția Ta prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dăruiului, Doamne, să se odihnească în pace. Amin. Domnul să fie cu voi și cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și mereu. Ajutorul nostru este numele Domnului, să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin.